Se poate face sport de performanță și în scaunul cu rotile, a demonstrat-o campionul național al României la tenis în scaunul cu rotile, Ciprian Anton. Au fost foarte multe momente în care m-am simțit învins. Din fericire am reușit să-mi apăr titlul de campion național a doua oară. Atâta timp cât sunt pozitiv și gândesc bine, sper că am șanse de recuperare. În primul și în primul rând este jucător de tenis în fotoliu rulant și este pentru a doua oară campionul național al României și doresc să-l felicit pentru acest lucru și a apărat cu onoare titlul de campion național. De două ori campion al României, Ciprian a bătut Europa de la un capăt la celălalt pentru marea sa pasiune. A fost în Anglia, la Preston, unde a jucat finala în primul său turneu la profesioniști și s-a oprit în semifinalele turneului din Antalya. Ciprian visează că într-o bună zi va juca tenis cu marii campioni ai lumii. Idolul meu? Bineînțeles că Federer. Federer este idolul meu. Deși mental îmi place foarte mult de Djokovic. Marele of al lui Ciprian e că nu a putut participa la Jocurile Paralimpice de la Londra. Chiar și așa și-a făcut propriul club de tenis în scaunul cu rotile și încearcă să atragă spre sport cât mai mulți tineri cu dizabilități. În tenisul românesc îmi place Adi Ungur mult, îmi place Copil pentru că are o perioadă foarte bună, iar la fete Begu și Sorana Cârstea. Ca să-l ajute să se antreneze mai ușor, Federația Română de Tenis a făcut rost de o pereche de orteze. Recent am împlinit 10 ani de la accident. Nu mă dau bătut. Tocmai pentru asta am și reușit să obțin aceste orteze. Mulțumesc din suflet și eu pentru faptul că mi-ai dat posibilitatea să-ți fiu alături atât cât am putut.